Toată țara aștepta după mine, doamna doctor, hotărâți-vă ce doriți să faceți. Și m-am întors, am spus chirurgie vasculară. Programul obișnuit, multe intervenții chirurgicale, multe solicitări, fac gări și pe politraumă, accidente rutiere. Da, în fiecare zi mă întâlnesc cu durerea, cu suferința, cu moartea. Cum e să fii mamă de o fetiță care suferă de o boală care nu are leac, cel puțin pentru perioada asta? Ce vârstă are ea? 5 ani. Și la ce vârstă a fost diagnosticată? La 2 ani jumătate. Ne-am intersectat la un moment dat și eram la o masă împreună și voia să mănânce și ea un măr. Și ai zis, mama... Nu acum. Nu ești supărată pe Dumnezeu pentru treaba asta? Iau copiii mari și duc la școală, facem cam o oră în drum spre școală, este un timp special pentru mine cu copiii, sunt și copiii fratelui meu, învățăm Biblia pe de rost. Știu că sunt medic primar pe chirurgie vasculară pentru că Dumnezeu a dorit să fiu aici. Atunci când mergi și lucrezi în Franța, ești fez în funcțion d'intern, deci faci o funcție un intern, dar nu ești intern, practic. Și m-a chemat să povestim. Mă gândeam de ce mă întreabă. Și mi-a spus, Ana Maria, vreau să-mi spui despre religia ta. Tot spitalul știe că tu nu lucrezi sâmbătă. În România există sistemul ăsta al cadorisirii medicilor. Cum vezi tu situația asta, atât din perspectiva medicului, cât și din perspectiva, nu știu, pacientului, omului care merge cumva la spital și ar vrea și el să facă un mic cadou medicului care a avut grijă de el. Cadou cu ghilimelele de rigoare. Ceea ce îndemn este să se roage pentru mine. Acesta ar fi cel mai mare cadou pe da, care putem să ți-l fac. Foarte fain. Și mulți vin și spun, doamna doctor, să știți că m-am rugat pentru dumneavoastră. E mai greu la noi decât în sala de operații? Nu. Nu, vezi.